Au fost proteste în Piața Victoriei față de fraudele electorale. Haideți să avem și un mesaj pentru Toni Greblă, care știe de la probabil. Greblă demisia! Greblă demisia! Greblă demisia! Câteva sute de oameni s-au strâns în fața guvernului pentru a cere renumărarea voturilor de la alegerile locale și europarlamentare. S-a cerut însă și anchetarea de urgență a plângerilor penale depuse și demisia președintelui Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă. Protestele au fost organizate în urma controverselor din jurul modului în care au fost numărate voturile din mai multe zone ale capitalei, dar și din țară.